râsul plânsul. Un trotuar din sectorul 4 al capitalei a creat furori pe internet. Aici, la intersecția dintre Bulevardul Dimitrie Cantemir și strada Poteraș, există un trotuar care a stârnit râsul internauților. Acesta a fost înălțat cu numai puțin de 2 borduri noi peste cea veche din granit. Imaginile cu bordura piramida, așa cum a fost supranumită, au stârnit reacții dintre cele mai diverse. Unii s-au amuzat teribil, în timp ce alții s-au arătat chiar indignați. Nici locuitorii din zona nu înțeleg care este rostul celor 3 straturi de borduri. Putea să facă încă un loc de parcare în anumită porțiune de tot din stradă venit. De ce să fie atât teren? E, na, și noi ne-am întrebat că prea multe... S-a făcut lobby și trebuie să fie cât mai înalt, așa că ce să facem? Asta e România. Știți foarte bine cu ce ne confruntăm în țara asta, așa că ce să mai vorbim? N-am fost întrebat când a fost pus asta, dacă sunt de acord cu ea sau nu. Reprezentanții primăriei spun că bordurile sunt înălțate pentru ca șoferii să nu poată parca pe colți pe trotuar. Întrebarea care rămâne însă pe buzele tuturor este: de ce a fost nevoie totuși de 3 borduri?